Salve dudes și bine ați venit la un episod de Euro Truck Simulator 2 pe barbă neagră. Fraților, ok, vă fac pe plac. Foarte mulți în comentarii îmi spuneți să cumpăr o remorcă. Eu n-am și cumpărat o remorcă acum, sincer să vă spun, pentru că nu vreau să investesc ăștia 30.000 și aș fi așteptat și eu să ajung și eu un level mai mare, să vă cer remorci mai îmi sunt deschise. Pe aici văd niște remorci destul de faine, mai ales să stea în cărul ăsta la level 11. Dar hai să vedem. Niciodată în Euro Truck Simulator nu am cumpărat o remorcă, așa că fuck it, voi încerca. Asta este pentru materiale de construcții, pentru utilaje de construcții, pardon, și asta este pentru dry goods din câte văd. Dimensiunile sunt extraordinar de similare, dacă nu chiar la fel. Pe care o luăm? Cred că poate pe asta mi-ați sugera-o voi, dar eu cred că o voi lua pe asta. Îmi place mai mult atunci când tractez ceva de construcții și nu doar pur și simplu o remorcă pătrată. În final eu voi lua mai multe, evident, dar vreau să încerc pe asta și să vedem ce oportunități ne deschide. Avem și Customize Configuration, ce ne dă la treaba asta? Choose the category, ok, ce putem upgrada de aici? Se pare că nu avem niciun fel de posibilitate. Avem axele astea puțin tel schimbate aici, nu văd care este diferența între ele, doar că dau o grămadă de bani, spread, adică un pic mai cu distanță între ele, se pare. Așa și culoare și astea care chiar nu mă interesează, am trecut de partea în care vreau culori. Așa, bun, păi hai să luăm pe asta, na, o să dau purchase, o avem pe prima selectată, ambele costă aproape la fel, asta e 3000 mai ieftină, chiar nu contează treaba asta. Așa, evident trebuie să o duc aici, nu? La Barcelona și nu știu sigur dacă mai am totuși loc. Mi se pare că mai am un slot, că am avut loc de 1 și mi-am upgradat garajul la încă 2, deci 3 în total și am doar 2 traguri, deci mai are loc de o remorcă. O să dau ok. Do you really want to buy a wooden floor flatbed for 30.000? Da. Yehey! O avem aici, acum. Trebuie neapărat să mă până la garaj, nu? Mă gândesc ca să o iau. Se pare că sunt cu 30.000 de euro, mai sărac. În momentul ăsta. Dacă începem pe World Map, ia să vedem, noi suntem în nordul... La Gijon. Deci trebuie neapărat să ajungem la Barcelona, fraților, și dacă am luat pe Santander, pe Bilbao, pe aici, așa am face niște astea, ar fi absolut genial să ne ducem după aia la Barcelona și să ne luăm și noi remorca. Nu știu sigur dacă e... Poate dacă chem ăsta să mă tracteze, poate ar fi o soluție, dar las că o facem așa. Bun, îi dăm aici pe Job Market, hai să vedem ce găsim. External Contracts, nu vreau chestia asta. Bun, păi dau de aici de la Gijonus. Industriale. Asta e cu... Păi și-mi dă mie remorca sau nu? Vezi, asta nu știu. Mamă, dar ce puțin luăm pe astea din cauza că sunt foarte apropiate, dar sunt așa din cauza că sunt speciale. Deci la Gijon avem câteva speciale. Ok. Uite, o steluță frumos, high value cargo. Aaaa! Uite, yachtul ăsta mă interesează pe mine. Avem 35 de euro per kilometru. În punctul meu de vedere e foarte bine și avem aici fragil și high value. Fii atent. Fii tu atent. Pe ăsta aș vrea să-l iau. Mă duci jos de tot la mama dracu. Dar nu am aici, practic nu am explorat nimic, așa că e foarte bună ideea să mă duc până acolo. Gata, pe ăsta luăm, ce să mai. Și de aici poate luăm ceva spre Barcelona. Sună a plan. Set as GPS destination. Așa tot. Frumos. Nu știu dacă am dormit. De ce mi-a dat aici cu black? Ah, ok, se încarcă. Trebuie să mă uit totuși, nu? Trebuie să mă uit să văd dacă am dormit. Oh, mereu fac asta. Mereu. Și anume, uit să văd dacă am dormit. Dacă mi-e somn, încerc să ies să văd dacă pot să intru fără să fii salvat. Și atunci ar trebui cumva să păcălim jocul. Sper. Let me see. Sper să nu trebuiască somn. Ah! Inima! Îmi trebuie somn! Gata, fraților, am reușit să iau comanda asta, cursa, că vrei să-i zici așa, și suntem pe zi, am reușit să dorm. Acum voi întoarce, sunt aici într-un, mă rog, sunt într-o parcare, sunt întorc ușurel, am mai pierdut niște bani între timp, așa, dar îi recuperăm ușor. Așa, și de asemenea șoferul meu, ia stai mă să vedem și noi ce face Barosanu aici, ci că tocmai ce a upgradat, ceea ce mă încântă teribil. Așa, unde era mă treaba asta? Era la Driver Manager. Așa, iau-te pe Jean aici, care în momentul de față, ci că
s-a upgradat. Average profit per day 1991, aproape depășim 2000, ceea ce e super tare. Uite, putem să vedem și logo, putem să vedem pe unde a fost. Ok, nice. Barcelona, Zaragoza, Barcelona, Toulouse, deci undeva pe acolo. Ok, ok, prin estul Spaniei se cam învârte Marseille, deci face un pic și pe Franția, se pare. Avem long distance, high value cargo, am putea să, de ce nu să încercăm? Să vedem acum dacă bossul se poate reprofila. Așa, nu-i dăm rău. Îl ținem. E foarte, foarte bun. În regulă. Bun. Acum, hai să luăm yacht. O să merg în față. Vine ceva, nu vine nimic. Ok. Văd că e deja zi, dar traficul se pare că încă nu s-a pus așa în funcțiune. Și este ora 1.39, deci ar fi trebuit să avem ceva trafic pacili, și mă gândesc cu eu. Ce frână pune asta fără remorcă? Hot, smirțanule, stai așa! Bun, fraților, deci avem o cursă din nou foarte lungă. Probabil o să fie și asta ca și celelalte de până acum, pline de peripeții și de întâmplări pe autostradă. Și la sfârșit mai luăm 30.000. Fac frumoșelul, nice sau ce? O să iau de la volan, ca așa mă descurc eu cel mai bine. Iar cu remorca, da, na, eu am cumpărat, acum să vedem. Evident că voi ajunge și eu într-un stadiu în care voi avea garaje pe peste tot și nu va mai trebui să mă duc decât într-o singură locație, știi? Și, da, nu știu asta, dacă există o posibilitate să ajung, de exemplu, la Barcelona fără, gen să-i dau un reset la track sau... Mi se pare că era o chestie de asta, să aduci, să chem servi... Nu! Hai. Și se pare că dacă chemai servisul, am mai știut dacă ducea mașina la cel mai apropiat service sau ți o ducea după aia la garaj. Asta nu mai țin minte, dar știu că trebuie să plătești pentru chestia asta și evit treaba asta. M-am oprit fix la țang, pentru că dacă aș fi depășit mai în față, ar fi fost foarte nasol pentru mine, aș fi luat amendă. Acum cam țin de bani, sincer să fiu cu voi. Și da, vreau să strâng pentru un al doilea camion pentru angajați, al treilea în total pe care eu să-l am, bineînțeles. Și în momentul de față n-am decât 85.000, deci practic mai îmi trebuiește cursa asta. Și cu ce mai face și Jean, poate o scoatem la liman. Ai prins-o pe asta. Dreapta nimic, stânga încă vine, dar putem să ne băgăm un picuț așa. Haide, ați, ok, perfectos. Se pare că am pe aici niște rampe, deci da, o să le urcăm destul de greuț cu încărcătura aia. E totuși un iaht. So, ia, o să cântărească ceva. Facem aici la semafor la dreapta, ok. Oh my god, nu se mai oprea ăsta, ești nebun. Wow, cum am oprit. Holy shit, ia uite mă, fix la linie. Păi ești nebun. Bagă bărsane. Bagă. Ok, trebuie să recunosc că îmi place mai mult să conduc cu remorcă decât gol. Mă duc prea repede, nu știu, e foarte greu de astâmpărat merțanul ăsta când e gol. Uite, știu, 76 pe aici. Rup, și după aia când vine vorba de frână, știi, nu prea mai pun. Ai beleleaua. Hai că am reușit să o fac. E bine. Trebuie să intru direct aici, da? Sau să iau la stânga. Ba nu. Wow, alo, doamne, ce... Wow, ok, ați văzut cu toții ce s-a întâmplat din aur. Wow. Bro, cum să o faci așa? Cum să te oprești așa? OMG-ul. Ok, a fost foarte dificilă treaba asta. Foarte, foarte dificilă. Așa, unde mă duc? În stânga. Da, vă spun, deci mi-e foarte greu să o astâmpăr. Să mai intru. Nu trebuie să fac la dreapta aici? Really? Ok. Bagă. Fried Market. Mai aveam 6 ore până să expire această misiune, așa că sunt super mega în regulă. Avem una fix la Barcelona. Ce facem? Nu, voi lua iahtul
Pentru că primesc mult mai mult, considerabil, și plus de alta este High Value Cargo. Fix ce mi-am upgradat eu ca și puncte data trecută. Așa că pe ăsta îl voi lua. Unde? Unde e Bărsanu? Uite la în față. Ok. Ok, ok, ok. Bă, da, o remorcă de asta să cărăm și iahturi, de exemplu, nu n-ar fi ok? Că remorca mea, practic, încarcă și materiale de construcție, dar totodată și iahturi. Deci, zic eu că ar fi foarte bine. Să mai luăm și câte un iaht din când în când. Și pe ăsta o să-l cuplez foarte ușor cu spatele, nu o să am niciun stres. Au, ce ușor venim aici. Un pic așa. Aia a fost. Așa, țineți-vă bine acum. Ăsta, doamnelor și domnilor, este iahtul. Așa, acum avem GPS-ul pus pentru sudul Spaniei. Ia uite pe la Salamanca din nou. Voi trece prin niște zone pe care nu am mai trecut? Nu, drumul ăsta n-am mai făcut o dată. Zona asta n-am mai făcut-o, asta e nouă pentru mine. Uite asta, drumul ăsta. Deci avem totuși jumătate din drum, să zic așa, nou. Așa, și bineînțeles că nu scăpați nici de data asta, trebuie neapărat o poză. Claros, trebuie să-i facem aici poză. Colom din port, deci automat vreau să-i fac în port. Unde s-a dus, mă? Uite-l aici. La dita ma iahtul. Uite la nesimțirea asta. Pac, îi dăm una aici. Wow, ce faine. Șo fain, șo fain, șo fain. Și încă una de coleșea. Ja, mai face jungi și pe drum, dar deocamdată ajunge doar atâta. Bun. Să mergem, zic. Ia. Ok, deci se pare că vom avea o problemă micuță cu înălțimea. Asta o să fie o chestie la care trebuie neapărat să am niște grijă. Foarte mișto se vede. Ia uite, mă. Foarte, foarte mișto. Ce tare. Bun. Facem acum la stânga. Nu mă voi asigura aici, n-am nevoie. Că sunt încă în zona asta de port, știi? Zona portuară se numește. Și cu la dreapta. O, îi simt greutatea, îi simt. Da, 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 da. Hai că acum nu mai fac ca înainte. Bun, plec din rampă. Oh my god. Ok, mă tras un pic în spate. Da, mă, e altceva. E altceva, se simte greutatea asta bine, bine de tot. Dar îmi place că remorca totuși întoarce foarte scurt. E regulă, nu trebuie să mă încadrez eu foarte mult pe larg, așa, știi? Bine, o să mă bazez pe semaforul ăla. Frumos, hai că am luat ușor, curba, fără să mor pe niciun fel de trotuar. Ghijonul ăsta, interesant, interesant. Da, îmi place, mi-ar fi plăcut să am mai mult timp să-l explorez totuși. El Ghijonus. Dar na, dacă mă grăbesc să fac bănișori, ideea e că vreau să mai am un trac, asta e toată treaba, să mai angajez un băiat și să măresc aici întreprinderea de transport. Asta e singura mea chestie acum. Vreau ca după aia să nu mai am, cumva să am doi băieți care să-mi acopere împrumutul. Dacă aș avea eu treaba asta, ca după aia orice profit îl fac să-mi rămână, ar fi genial. Și în momentul de față împrumutul depășește cu mult. Mi-ar mai trebui vreo 3. Mă rog, nu peste ce am, 3 în total și așa mi-aș acoperi împrumutul zilnic bine de tot. 2 upgradați la maxim. Acum, eu sunt curios de chestii, știu că mi-ați spus voi în comentarii că, bă, când îți angajezi un băiat, o să upgradezi odată cu numărul joburilor la care tu îl supui. So, de exemplu, Jean ăsta pe care eu l-am, ok, și-a upgradat calitățile, mă rog, abilitățile de a conduce, pentru că a tot lucrat la mine în firmă. Acum, dacă mai angajez pe cineva, normal, eu sunt level mai mare, ar trebui să-mi dea cineva totuși deja upgradat o leacă. Știi, să nu plece de unde a plecat Jean, adică pe Jean l-am angajat când am început eu să joc, deci eram și eu slab și Jean era slab și așa mai departe. Dacă îmi dă unul tot așa slab și pleacă iară de la 300 de euro pe zi să-i facă, mamă, frate, păi dă-i nasol, rău! Trebuie să aștept foarte, foarte mult până să se upgradeze în abilități, să-i crească după aia până la 2000 de euro, de exemplu, profitul zilnic. Și da, sunt foarte curios de treaba asta, să vedem cum funcționează. Eu presupun că nu o să mă dea chiar de la zero, știi?
Acum nu știu, vom vedea. Mă rog, mă rog, mă rog. Cumva e logic, na, și dacă îl dă slăbuți deodată, da? Nu vreau eu. Mamă, cum m-am prins aici! Lele! Zburăm, ia uite-ne! Trebuie să ținem banda doius. Aute-l! Ok, o să merg tot în față. La Corunia. Nice! Ia uite motat. Frumos! E fain că ne-a pus asta cu fața. Iahtul și așa e și aerodinamic. Deci funcționează în interesul meu. Clar, ce-mi doresc eu după aia e să explorez și niște zone de-astea un pic mai de munte. Asta nu prea am văzut până acum. Și în zona asta mai de nord a Spaniei ar fi trebuit să văd și niște zone mai muntoase, dar cumva nu am reușit până acum să le văd. So, yeah. Sper că după aia să iau niște misiuni, poate niște, mă rog, transporturi, poate din Barcelona spre nord și să văd. Centrul și nordul astea sunt puțin cu munte și da, aș vrea să le văd. Sunt curios cum funcționează treaba asta cu trailerul. Să vedem. Cred că dacă îl conectez, dacă conectez gen, no, tirul la remorcă, o să-mi dea după aia la joburi doar pentru remorca mea și atât. Cred că mi-l ia cumva automat. Aoleu, stai așa că trebuie să fac la drept aici. Ok, încadrăm pe aici. 99 de km pe oră. Bă, dar prinde demarajul ăsta, mă. Bă, mersanul ăsta pe cuvântul meu. Dacă își face bani să mai iau încă un dăsta, ar fi... Pa, mă, superb, absolut minunat. Mi-aș face flotă de merțane. Și îmi place prea mult. Se face ceva la dreapta? Nu, ok. Am doi mergem în aceeași direcție. Mi-e frică să nu fac ăsta vreun viraj. Să nu dea cumva în mine, nu știu. Bărsane, stai acolo. Sutaia! Wow, 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 nu te apropii așa de mine, ia vezi, că îmi dai emoții. Fain că iahtul nu este mai lat decât tirul. Genial. E obișnuit cu transport special frumos, așa. Avem lumini, ok. Regulă. Aici tot timpul trebuie să mergem cu lumina aprinsă. O să mă bag pe doi să iau poștea, pentru că deja am 106 km pe oră și o să prind viteză și mai mult. Deci ador zonele astea. Mi-aduce aminte un pic de Italia. Numai ăștia, în Italia au foarte multe autostrăzi astea babane. La înălțime și care trec prin munți. Pur și simplu au făcut așa gaură în munte și au creat niște autostrăzi geniale, care și costă de asemenea. Noi când am venit în Spania, am venit pe Italia și ne-a costat 150 de euro doar taxa de drum din Italia. Deci 150 de euro ca să poți să mergi pe autostrăzile lor să traversezi țara. Pardon. Să traversezi strada, să traversezi țara. Deci, mama, am avut 1000 de kilometri. Wow, holy. Holy! Ia uite-mă, uite-mă munți frumoși aici, alea. Nice. Ce mă place să văd așa. Ia stai un pic, că de aici cred că putem face o poză foarte, foarte miștoacă. Ia. O, da, uite munții acolo frumos. Așa, cum să fiu cât mai creativ? Ia să vedem aici. Păi, eu vreau să se vadă ce iau. Și drumul o face la stânga. O să ridic un pic, dar nu merge mai mult, vezi? Vreau să se vadă că drumul o face la stânga. Așa că o să fac pasta. Și bineînțeles, întotdeauna trebuie să ai și shot-ul ăla din față, la foarte, foarte miștoc. Și să se vadă drumul șerpuit în spate. Aute-l. Ce tare. Îmi place mult fotomodul ăsta, deci sunt îndrăgostit de el. Deci... Așa. Pot să iau pe partea asta? Cu niște ierbuță, cu niște alea. Băgăm una aici. Aici mai de sus. Să se vadă amploarea. Aici. Gata! Gata! Am ieșit! Am ieșit! Îi dăm brice. Mamă, păi la vale! Ui! Wow! Era să dau un golful ăsta. Păi o să prind aici o viteză de wow. Aici. Mă apropii de 100. E bele. De pe aici putem merge și din afară. Nope, nu putem. Mă, descentrez eu prea rău. Și pe aia vine curbă la dreapta maxim. Ok, o să fiu atent la ea. O să-i dau blanau până acolo.
Claros! Da, mă, ce s-a întâmplat? Am pierdut niște bănișori. Acum, Ana, asta este. După ce mi-am cumpărat trailerul ăla, eu am închis jocul sperând că nu se salvează. Nu știu cum dracu se salvează orice la ăsta, absolut orice. Așa că nu a mers treaba și eu când am intrat am zis, bă, n-are cum să se fi salvat cumpărarea mea de remorcă, știi? Intru și mai îmi cumpăr o remorcă, știi, ca să revenim de unde am rămas, practic. Și de fapt cumpărasem două remorci de toată chestia. Am vândut-o, o vins cu vreo 16-17 mii, deci nu-ți mai iei, îți iei decât jumătate. Și am ieșit puțin în minus din toată treaba asta. Așa am învățat și cum funcționează sistemul. Deci data viitoare evident că nu mai fac greșeala asta. Ok, îmi dă doar vreun brake check acum și nu înțeleg de ce. Opa, avem o zonă. Ah, ok, bine, 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 bine. Avem pe aia, nu de alta. Ok, hai că băiatul ăsta mă lasă. Alrighty. Să mă încadrez la astea, da. Oh, man. Chiar astăzi am trecut printr-un peahe de ăsta, în realitate. Și era, mai aveam pe cineva în față, mai aveam două mașini. Prima mașină a reușit să treacă și a doua n-a reușit, a băgat avariile și după aia am auzit alarma sunând la peahe, la intrarea asta. Se stricase sau nu mai avea mărunt să dea, nu știu, una din două. Și a trebuit să dăm cu spatele să ne băgăm la alta și după aia în spatele nostru mai erau vreo patru mașini, dă-i pe avarii, păi am o întreagă nebuneală. Am mai pățit de-astea, dar uite, am pățit una chiar astăzi. Bă, astăzi, când eu înregistrez clipul ăsta, dacă vine să credeți așa ceva. Da. Sunt fresh. Ia-mi banii, haide. Haide-mi, ia-mi banii. Că-i vrei oricum. Așa, bă, nu o să las luminile. Ah, fuck it, le las așa. Vine ceva? Nu pare să vină nimica. Ok, pentru prima dată complet liber. Wow! That is nice. That is gorgeous. Și tot la vale se pare. Deci, cum spuneam, în nord e zona mai muntoasă. Din centru spre nord, așa, inclusiv centru, e zona muntoasă. Și de asta noi acum coborâm, că noi ducem acum spre sud. Și totuși nu am văzut zonele alea muntoase, adică chiar și astăzi noi când am fost, tot așa, ne-am dus spre centru un pic, spre centrul țării și deja, știi, începi să intri printre munți și munți foarte mari, de-aia de vârful lor e nori. Dar aici a slăbut, nu i-am văzut reprezentați, poate or fi ceva limitați, nu știu, ca și, nu știu, creații de hărți, poate o chestie limitată, habar n-am, de nu pot interpreta munții foarte bine. No idea. Am auzit că multe zone din Italia sunt foarte frumoase, așa că o să ne luăm câteva joburi pe viitor și pe acolo și să facem de-astea din țară în țară, știi? Acum mai dăm Blanaua, Blanaua cred că merg foarte mult în față. Da, mai am un girator aici la care va trebui să schimb direcția, pardon, și mult, ok. Multe descoperite pe aici din câte văd, ceea ce e super bine. În spate avem Burgos. De pe aici n-am fost. Așa. A, și dacă vă uitați la clipul ăsta și aveți chef și de un vlog, ei bine, stați aproape cu un ochi pe canal, pentru că în seara asta vine un vlog pe canalul Chiar e Mișto, canalul nostru de vlog. Am făcut un vlog foarte mișto, că am încercat o trotinetă electrică, am găsit ceva mișto, facem o ședință foto, se întâmplă un picuț mai mult acolo. Ați. Am și repar eu trotineta mea. Sunt bine, sunt bine, sunt bine. Într-o secundă spama un picuț. Bun, și acum am întins la drum. Noi o să ne întâlnim data viitoare, când eu sunt aproape ajuns la destinație. Așa îmi place să fac clipurile, să fac practic drumul ăsta plictisitor. Oh my god! Să-l fac offline. Iau! Și după aia mai facem noi poate 100 km, ceva de genul ăsta. Ajungem să vedem dacă ajungem excelenți sau nu. Trebuie să fac la dreapta. Ce prost! Ce prost sunt. Stai! Stai că nu mă las. Nu mă las. Bun. Asta este o oportunitate perfectă de a da cu spatele. Ia uite, mă. Așa. Cred că ar fi mai bine să mă încadrez așa. Uite, bursanii ăștia au oprit pentru mine, ești nebun?
Ce GG. Acum trebuie să mă apropii mai mult de balustradă. Uite, bă, chiar când ziceam că ziua mea de șoferit s-a încheiat. Pac, m-a lovit nenorocul, fii atent. Aaaa! Vă mai amintiți când am zis eu că remorca asta ia curbele foarte mișto? Păi din cauza că are direcție proprie, măi, acum văd și eu direcția ei. Deci o remorcă de asta, ia, wow, ia mult mai mișto curbele. Genial. Genifucking-al. Nice. Hai că mai văzut, m-am uitat la niște clipuri pe YouTube și mai sunt unii prin Anglia care fac treburi de astea. Greșesc ieșirea și după aia dau cu spatele pe autostradă pe bandă de urgență, așa că ce fac eu foarte realistic. Concentrez. Mamă, da, am, bă, da, m-am dus. Bă, da, m-am dus. M-am dus prea mult. A, da. Și mulțumesc foarte mult pentru comentariul ăla pe care mi l-ați dat foarte mulți. Gata, aici m-am căcat pe mine. Și anume că m-am mirat eu în episodul trecut că, bă, da, de ce remorca mea avea damage când eu nu am lovit-o pe niciunde, știi? Și mi-a spus că are damage din cauza că eu merg foarte repede. Cineva zicea că din cauza că am mers foarte mult cu ea. Ceea ce sincer că am ambele au... Asta cu mersul mult eu nu cred. Cred că din cauza că am mers repede. Aici parcă cumva are sens, știi? Că practic jocul e făcut să lucreze cu limitator și, uite, îți dă și niște repercursiuni atunci când nu respecti treaba cu limitatorul. Și da, așa are super mega sens. Așa că mersi fain de pontul ăsta. Hai că am prins viteză cu aici, nebă. O, ce mă ocolesc ăștia. Pierdut! Am pierdut-o! Am pierdut-o. Shit. Am băgat prea multă viteză și n-am mai putut să o controlez. Gata, am revenit. Mai am puțin, mai am foarte, foarte puțin. Am pierdut-o din nou, fii atent. Oh, man. Nu mă mai descurc. Bă, și începusem atât de bine, mă, mâncavaș. Am dat de mouse prea mult. Fiindcă are remorca direcție, trebuie să dau un picuț mai mult decât aș da eu de obicei. No, no, no. M-am entuziasmat și am băgat un pic accelerație. Și a fost prea mult. Trebuie să mă îndepărtez de balustrada asta. Sunt prea pe ea. Mai am puțin, mai am foarte puțin. Leave me alone, man. Dat în ceva? Nu, n-am dat, a pus el frână, ok. Scuze, boss, stai așa că te las acum, cer un pic. Cred că l-am lovit ușor. Deși mie nu mi-a dat damage. Cred că doar puțin cu remorca. Ok, trebuie să aștept să treacă băieții ăștia pentru că... Nu. Deci nu-i lovesc, pur și simplu pune-i frână așa. Ok. Trebuie să aștept să treacă pentru că eu acum trebuie să ocolesc pilonii ăia. Wow, aleu! O, te și tu! Ce-am făcut aici? Ai de viața mea. Nope. Uite, vezi, acum nu pot să iau drept. Mamă, ce dificil poate să fie. Ok, hai că ăla mă așteaptă? Nu mă așteaptă. Am transpirat, vă spun sincer. Da, un băiat ăsta cu mărțanu și el coleg de-al meu. Mamă, dar e atât de greu, mă, ultimii metri, cei mai grei. Hai, aici avem noi nevoie. Lipește-te un pic de alea. Dă un pic în afară. Ține-o drept și tăi. No! Mă las să stau oare?
Greu, fraților, greu. Hai, stai așa. Lol, am dat un de la jos. Aha. Gata, am făcut-o. Am făcut-o! Oh my god! Oh my god, cât a durat! Oh my god! Am reușit! Oh! Oh, greu! Da, mă, pe aici trebuie să fac ca să fac virajul vieții! Vai de mine! Dar uneori mi se mai întâmplă treaba asta, nu înțeleg de ce trebuie să ocolesc chiar atât de mult. Like, ce realitate nu ocolești chiar atât de mult, dar în fine. Trebuie să bag niște motorină și trebuie să mai trag și un pui de somn. Nu pot să ajung, evident, până la destinație fără să trag un pui de somn, asta e clară treaba, deci trebuie neapărat să dormim. Dar cred că voi dormi când se agravează situația foarte mult. E 6.30, deci probabil pe la ora 11-12 o să mă prind de tot oboseala. Numai că motorina trebuie să o băgăm până atunci. Asta musai, musai din câte văd eu. Doamne, dar ce-mi place remorca cu direcție proprie. Dude, uite-te și tu. Deci, genială. Absolut, absolut genială. Și și mai stabilă. Da, îmi place teribil de mult. Bun, fraților, rămânem aici că ne-am întins foarte mult cu greșeala asta pe care am făcut-o, evident. Și ne vedem data viitoare. Până atunci, multe salutări. Pa, pa!